răspuns ferm. În momentul în care și suntem pe cale, probabil, să finalizăm dialogul ăsta dintre noi, răspunsul va fi clar. Sau dacă nu vom avea unul în săptămâna următoare, primul nostru gând, și asta am discutat, urmează să ne finalizăm decizia, este să organizăm în cascadă, ca să spun așa, în serii, meeting-uri în fața unităților din tot sistemul penitenciar, săptămânal. Deci săptămânal să avem meeting-uri în penitenciare, între 5 și 10 unități în fiecare săptămână, pentru ca în prima parte a lunii octombrie să încercăm să adunăm cel puțin 2000 de oameni în fața sediului Ministerului Justiției și nu cred că vom avea probleme în asta. Și tot așa vom continua până când reușim să-l obținem. Deci chip că va trebui să stăm pe termen nelimitat sau să continuăm să refuzăm munca, să riscăm blocaje, să vină jandarmii să-i păzească, suntem dispuși să facem. Pentru că asta înseamnă o fragmentare a structurii de apărare, e prima oară când se produce, în structura de apărare națională a României.